În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, întâmpinăm astăzi prăznuirea Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, unul dintre cei care au împodobit calendarul bisericii noastre cu numele său, prin jertfa pe care a dat-o pentru credința în Mântuitorul Iisus Hristos. Acesta era din cetatea Tesalonicului, din Grecia, și era fiul unor oameni înstăriți, tatăl său fiind guvernatorul cetății Tesalonicului. A fost crescut în dreapta credință, pentru că pe lângă celelalte învățături pe care le-a dobândit, a primit din familie și învățătura credinței celei drepte în Mântuitorul Iisus Hristos cel înviat. Și aceasta o avea ca pe o comoară de mare preț, pentru că după îndemnurile și învățăturile Mântuitorului Hristos își cârmuia viața sa. S-a întâmplat că tatăl său a trecut la cele veșnice și el a fost socotit vrednic să rămână ca și guvernator al cetății Tesalonicului în locul tatălui său. Numai că de aici s-a tras și pătimirea mucenicească, pentru că el cu multă blândețe și cu multă înțelepciune o cârmuia cetatea și căuta să aducă pacea, liniștea și buna sporire în cetatea sa. Întâmplându-se că oastea romană se întorcea biruitoare dintr-un război și a poposit la Tesalonic, voind să aducă aici jertfe idolilor ca mulțumire, socotind că idolii le-au ajutat să obțină biruința, s-a dovedit că Sfântul Dimitrie este creștin, pentru că el n-a voit să aducă jertfe idolilor împreună cu cei care organizaseră această ceremonie. De aceea a fost chemat în fața judecății și s-a încercat să fie amăgit cu bogății, cu ranguri, doar să se lepede de Hristos, însă văzând judecătorii săi că nu este cu putință să fie clintit din credința sa, au încercat să-l înspăimânte cu chinuri și cu moarte, însă Sfântul a rămas neclintit pe piatra credinței. Nu s-a temut nici de chinurile cu care era amenințat, nici de moartea care era la un pas de el. Și dat fiind la chinuri, Sfântul Dimitrie le-a răbdat cu multă bărbăție, încât toți se mirau cum un trup omenesc poate răbda atâtea chinuri. Și în temniță fiind aruncat, după ce a fost chinuit, în cetate se dădeau în arenă jocuri în care un oarecare om puternic cu numele Lie se lupta cu tinerii și îi biruia, aruncându-i de pe podiumul pe care se lupta în niște sulițe care erau așezate la marginea podiumului cu vârfurile în sus, și așa își găseau sfârșitul vieții cei pe care Lie îi biruia. Și nu s-a găsit nimeni care să-l biruiască pe acest om puternic. Aceasta constituia distracția păgânilor romani. În temniță fiind Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, a venit la el un oarecare tânăr creștin, Nestor cu numele, și i-a cerut rugăciunea și binecuvântarea pentru a merge și a se lupta cu Lie și a-l birui pe acela.
Iar Sfântul Dimitrie a spus, mergi, că și pe Lie îl vei virui și pentru Hristos vei mărturisi, vei pătimi și vei muri. Și mergând Nestor cu rugăciunile și cu binecuvântarea Sfântului Dimitrie a cerut să se lupte cu Lie, însă cei care l-au văzut și au auzit cererea lui l-au îndemnat să renunțe la acest gând al său, pentru că doar a văzut pe câți tineri i-a ucis acela. Însă el a insistat și a cerut să se lupte cu Lie. Și îngăduindu-se aceasta, cu darul lui Dumnezeu, cu rugăciunile Sfântului Dimitrie, l-a biruit pe acel Lie și l-a aruncat în sulițele în care acela aruncase pe mulți tineri. Văzând că cele ce îi distra pe ei s-au încheiat odată cu moartea lui Lie, aflându-se că Sfântul Dimitrie l-a îmbărbătat și l-a îndemnat pe Nestor să se lupte cu Lie, păgânii au trimis ostași la temniță ca să-l împungă cu sulițele pe Sfântul Dimitrie, ca și el să moară în același fel în care murise și puternicul Lie, cel care le aducea atâtea bucurii în acele jocuri sângeroase. Și mergând ostașii la temniță, l-au găsit pe Sfântul Dimitrie în genunchi rugându-se și s-au năpustit asupra lui și l-au împuns cu sulițele. Mărturisirea istoriei spune că cea din tâi suliță l-a împuns în coastă, asemănându-se astfel cu împungerea în coasta Mântuitorului Hristos răstignit pe cruce. Și așa a primit cununa muceniciei Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Un alt creștin, ucenic al Sfântului Dimitrie, cu numele Lup, a luat veșmântul Sfântului și inelul Sfântului, care erau însângerate cu sângele mucenicesc, și cu acelea săvârșea minuni. Trupul Sfântului a fost așezat în mormânt cu evlavie de către creștini și mai târziu s-a arătat locul acela prin puterea darului lui Dumnezeu dăruit Sfântului Dimitrie, făcător de minuni, căci toți care veneau și se rugau la mormântul Sfântului primeau ajutor de la Dumnezeu, tămăduiri, izbăviri din multe feluri de necazuri și încercări ale vieții. De aceea, mai târziu, s-a zidit o biserică pe locul acela, întru cinstirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, o bisericuță mică. Și pentru oarecare binefacere și minune pe care Sfântul a lucrat-o în viața unui om, unui demnitar cu multe bogății, acela a voit să facă o catedrală, o biserică măreață în cinstea Sfântului. Și când s-au săpat șansurile pentru temelia bisericii, s-a descoperit trupul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie nestricat și izvorând mir. A fost luat cu cinste, a fost așezat în raclă, apoi s-a zidit biserica și a fost așezată racla cu sfintele moaște ale Sfântului Dimitrie în acea biserică. Și a continuat Sfântul Mare Mucenic Dimitrie să facă minuni, să ajute grabnic tuturor celor care cu credință i se rugau, îl chemau ca mijlocitor al lor către Dumnezeu. Îl cinstim până astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie ca pe un biruitor, ca pe un grabnic ajutător, ca pe cel care a rămas neclintit în credința în Mântuitorul Iisus Hristos, socotind mai de preț mântuirea sa sufletească decât viața aceasta trupească, pământească și cele ale lumii acesteia. De aceea ne aducem aminte de temeiul pe care îl aduce Sfânta Biserică întru cinstirea sfinților. Două sunt principalele temeiuri pentru cinstirea sfinților. Cel din tâi se bazează pe cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care ne spune că
cinstindu-i pe sfinți, se cuvine să privim la săvârșirea vieții lor și să le urmăm credința. Deci primul temei pentru cinstirea sfinților este acesta, că sfinții sunt modele de urmat pentru noi creștinii zilelor de astăzi. În al doilea rând, îi cinstim pe sfinți pentru că, așa cum s-a văzut, ei sunt rugători și mijlocitori ai noștri către Dumnezeu. Ei se roagă și cer de la Dumnezeu pentru noi cele de care avem trebuință pentru viața și mai ales pentru mântuirea noastră. Iar din faptele din viața Sfântului Mare Mucenic Dimitrie se vedește acest temei al cinstirii sfinților cu prisosință. Pentru că dacă din Sfintele Evanghelii vedem că Sfinții Apostoli adesea se rugau Mântuitorului Hristos pentru popor sau pentru cei care se apropiau de Mântuitorul Hristos. Să ne aducem aminte când cei 5.000 de oameni fără femei și copii care îl urmau pe Mântuitorul Hristos și nu aveau ce să mănânce în pustie, apostolii Mântuitorului s-au apropiat de Mântuitorul și au spus: dă drumul mulțimilor să meargă prin sate și orașe să-și ia de mâncare. Însă Mântuitorul le-a spus: nu trebuie să meargă, dați-le voi să mănânce. Și a făcut minunea înmulțirii celor 5 pâini și 2 pești, săturând toate mulțimile acelea. Dar vedem aici mijlocirea apostolilor către Mântuitorul Hristos pentru popor. Altădată vedem relatată în Sfânta Evanghelie minunea cu tămăduirea fiicei femeii hananeence care era chinuită de un diavol. Mântuitorul nu i-a răspuns rugăciunilor acelei femei, dar s-au apropiat ucenicii săi și au zis: Doamne, fie-ți milă de ea, dă-i drumul că strigă în urma noastră. Și Mântuitorul, vădind, arătând credința acelei femei, a tămăduit-o pe copila ei. Așadar, avem această mărturie că sfinții se roagă și mijlocesc pentru noi, dar fac aceasta cu atât mai mult când noi ne rugăm lor și le cerem să fie mijlocitorii noștri către Dumnezeu. Tânărul Nestor, despre care se arată în viața Sfântului Dimitrie, s-a apropiat de Sfântul Dimitrie și i-a cerut rugăciunea și binecuvântarea ca să meargă să se lupte cu lie și să-l biruiască pe acela. Iar Sfântul l-a binecuvântat și l-a îndemnat să facă această faptă eroică pentru credință, pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Așa încât și noi, dacă ne vom apropia și vom cere Sfântului Mare Mucenic Dimitrie să ceară de la Dumnezeu pentru noi ajutor, har și binecuvântare, vom dobândi cu îmbelșugare aceste daruri. Pentru că rugăciunile noastre sunt mai grabnic ascultate și împlinite de Dumnezeu dacă avem mijlocitori, solitori către Dumnezeu, pe sfinții și bineplăcuții lui Dumnezeu. Așadar, luând aminte la aceste două temeiuri ale învățăturii credinței noastre pentru cinstirea sfinților, să-i cinstim și noi pe sfinți îndeopște, dar să-l cinstim astăzi în chip deosebit pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și să-l avem ca pe un model în viața noastră, model de credință, model de lucrare a faptelor credinței spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră și în același timp să ne rugăm Sfântului Dimitrie și să-l chemăm să fie mijlocitorul nostru către Dumnezeu, ca prin rugăciunile lui să primim de grab, cu îmbelșugare de la Dumnezeu, ajutor pentru viața și pentru mântuirea noastră. Suntem încredințați că Mântuitorul și astăzi, ca și odinioară,
ascultă cererile bineplăcuților săi. Mântuitorul însuși i-a numit pe sfinți prietenii săi și, ca pe niște buni prieteni ai săi, Mântuitorul Hristos îi ascultă și le împlinește cererile lor. Să ne facem și noi prieteni pe sfinții și bineplăcuții lui Dumnezeu, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, și vom primi și noi ajutor de la Dumnezeu pentru rugăciunile și mijlocirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie pentru noi. Și, întrucât în rânduiala credinței noastre sunt mai multe mijloace, mai multe feluri în care ne arătăm cinstirea față de sfinți, că îi cinstim la ziua lor de prăznuire, îi cinstim cu laudele și cântările bisericii întocmite întru cinstea și slava lor, le zugrăvim chipul în icoană și îl cinstim și îl purtăm asupra noastră și le zidim biserici în cinstea lor, punând aceste biserici sub ocrotirea lor și alte moduri în care îi cinstim pe sfinți. Însă să ținem minte că cel mai bun, cel mai folositor mod în care îi cinstim pe sfinți este să căutăm să le urmăm pilda vieților sfinte. Atunci se bucură sfinții cel mai mult când văd la noi dorința ca și noi să ne apropiem de Mântuitorul Iisus Hristos, să urmăm Mântuitorului Iisus Hristos, să urmăm calea credinței și să fim și noi mărturisitori ai Mântuitorului Iisus Hristos și ai credinței noastre în Mântuitorul Iisus Hristos, nu prin cuvinte, nu prin vorbe, ci prin faptele vieții noastre. Pentru că acestea sunt cele care ne încredințează Mântuitorul Hristos că vor fi ținute în seamă de dreptul judecător atunci când va cerceta viața noastră. Așa ne îndeamnă Mântuitorul Hristos, să viețuiți în așa fel încât oamenii, văzând faptele voastre cele bune, faptele credinței, să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Astfel vom deveni și noi mărturisitori ca și mucenicii de odinioară, desigur într-o jertfă nesângeroasă, ai Mântuitorului Iisus Hristos. Să ne ajute prea bunul Dumnezeu ca pentru rugăciunile și mijlocirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie să rămânem statornici pe calea credinței și să sporim în lucrarea faptelor credinței spre slava lui Dumnezeu și spre a noastră mântuire. Amin. Amin.